Doamnelor și domnilor, a mai trecut un weekend după care am putut constata că grija aleșilor de către partide, nu de către dumneavoastră, v-am mai spus eu, să mă gândesc la o altă tombolă și cu poze așa să vedem dacă știți cine pe cine a votat. Continuă balamucul ăsta cu tot felul de parlamentari votați în temiri cu totul alte, ce alte circumscripții. Mi se părea elementar ca în America, dacă ești din Sălaș, să candidezi în Sălaș. Dacă ești din Botoșan, să candidezi în Botoșan. Încă o nouă partidă de golf în acest weekend a fost bifată de către cel care de vreo 2 ani de zile încoace nu mai catadixea să catalogheze PSD-ul ca pe sursa tuturor nenorocirilor din această țară. N-are rost acum să-l facem celebru pe domnul președinte cu toate afirmațiile lui, inclusiv celebra apariție în geaca roșie, când numai că nu dădea pe din afară cu considerentele față de acest partid. Acum, pentru că omul nu are niciun fel de greață cu aceste treburi, bineînțeles, a dat binecuvântarea și restul va fi și asta poveste. Numai că eu nu cred că balul va ține foarte mult, și a doua căsătorie între Richard Burton și Elizabeth Taylor, cine și aduce aminte, tot cu năbădăi s-a încheiat. Sigur, a mai fost și a treia și a patra. Cum se cheamă? Ideologic ar trebui, cel puțin, să pariem că treaba nu ține mult, deși ideologia socialistă și ideologia liberală nu mai au nici înclin, nici în mânecă cu, eu știu dacă ar fi să vă gândiți, la Engels și Lenin sau la Brătieni. Este o situație de moment, dar nu cred că grija lor față de extragerea României de unde se află ține de această situație în care se află cetățenii. Cetățenii se întâlnesc, discută, fiecare însară niște puncte tari, greu de asezonat, cum ar fi prim-ministru, cum ar fi rotația lor, cum ar fi taxele pe lux, cum ar fi tot felul de alte năstrușnicii. Însă, în această tevatură s-a găsit totuși răgazul necesar, pentru că nu e așa, situația în care se află România impunea neapărat alegerea unei conduceri a TVR-ului și a radioului public. Două mâncătoare de bani de 30 de ani de zile fără nicio responsabilitate față de dumneavoastră. Dar astea sunt alte lucruri. Îmi face plăcere să-l invit în scenă pe domnul senator Lucian Romașcan. Bună seara și mulțumesc pentru vizită. Bună seara și mulțumesc pentru onoranta invitație. Domnul Romașcan este cumva cel mai apropiat de meseriile pe care le-am avut și eu, mai puțin cea de manager sau ce ați fost dumneavoastră la Canal D, parcă nu? Și la Media Pro și la Canal Media D Pro? Și la Ringier și la... Nu mi-aduc aminte la Media 20 Pro. De ani de management de presă. În Media Pro? În Media Pro, am fost la Mediacom, Mediatel, imprimerii, studiourile, Buftea. Ce tare! Asta am citit-o, dar chiar nu mă gândeam. Zic, băi, frate, când se făceau reviste? 99. Da. Aveam... Am fost președinte la Playboy. Da. Trebuia să ne cunoaștem atunci când a apărut revista? Nu știu că nu m-a chemat nimeni să fac nicio poză, dar... Puteam, aveam o șansă. Era varianta clasică cu Gagici, adică. Era înainte de Curtea. Da. Deci, divizia... interesant. Da. E foarte important când cineva, chiar dacă lucrurile se schimbă în viață și oamenii se mișcă de colo-colo, totuși, când vorbește despre un domeniu, ar trebui să se și priceapă puțin.
Pe mine m-a... Nu știu, și cum s-a petrecut saltul la politică? Doar că sunteți pe aceea stradă cu Ciolacu sau cum? Acum, dacă stau să vă ascult și să auzim toate... Erați la Covrigi în Buzău și a zis, Luciane, nu vii mă la noi în partid. E... Că nu mai e drag. Deși ați fost și pe vremea... Istoria e simplă și frumoasă în același timp. Acum, saltul depinde, că dacă ne uităm la comentarii, saltul... Păi nu, un om din economia de piață, până la urmă. Păi vine așa treaba. Eu am intrat odată cu Marcel Ciolacu, el înaintea mea, de fapt, cu câteva zile, imediat după ianuarie 90, în ce era atunci Frontul Salvării Naționale. Eram student, domnule, hai să facem, să schimbăm țara în bine. După o perioadă relativ scurtă, eu m-am întors la București, în zona privată, și am continuat, dar am ținut aproape întotdeauna de organizație și de oamenii de acolo. Și în 2016 Marcel mi-a spus, băi, n-ai vrea să... contribui și pe partea cealaltă. Vă spun că și e puțină lume care înțelege și mai puțină lume care o să mă creadă în momentul de față, dar poziția în sine, dacă o înțelegi ca atare, este extrem de onorantă. Și ce poziție? Poziția de ales, poziția de parlamentar, în primul rând. Pentru că, pe urmă, am avut șansa și onoarea să fiu mai multe. Și adică președintele comisiei. Domnul Ciolacu era... șeful PSD-ului pe Buzău. Era șeful PSD-ului pe Buzău, era deja parlamentar. Și el a zis, băi, treaba mea, eu te aduc, e responsabilitatea mea, nu, Dragnea nu s-a dă la tine. Știam organizația, în principiu, datorită rezultatelor de la Buzău, exista o independență în decizie acolo și în multe organizații bune. Nu existau de la centru imixtiuni, cel puțin atunci n-au fost în ceea ce a privit listele de candidați. Lumea mă știa, m-a acceptat. Și, repet, a fost o propunere atât de onorantă că nu puteam să o refuz. Chiar dacă, din punct de vedere al lucrurilor, cum se spune, pământene, așa, a fost un regres la câștiguri și la restul. La câștiguri? Da, absolut, pentru că eu, da, câștig trăiesc din leafă casă. Păi făcea aici socoteala domnul Simion că e binișor, nu știu, 10-15 mii. Domnul Simion făcea o socoteală la caserie. La caserie se iau 2000 de euro. 11.000, deci depinde și de funcția din Parlament, între 10.000 și 12.000. Dar în rest sunt cheltuieli de cazare, de deplasare, plus o sumă forfetară care se duce în mare majoritate pentru cheltuielile de cabinet. Angajați, chirii, căldură și toate astea. Deci nu sunt chiar banii aia și am câștigat bine în medie. Aveți cabinet senatorial în Buzău? Am, în continuare. Și vă vede lumea pe acolo? Sau? Sigur că săptămânal. Mai ales că acum... datorită sau din cauza poziției lui Marcel Ciolacu, am preluat interimar și funcția de președinte al organizației Buzău. Da, sunteți și liderul senatorilor PSD? Am înțeles. Da. Hai, cât e Ciolacu acolo, sunt purtător de cuvânt de cel mai sunteți. Eu fac tot ce pot să nu-l fac de râs și fac tot ce pot să-mi fac treaba. Acum o să, cum să spune, eu sunt un timp norocos și în media când eram, eu ocupându-mă de management, întotdeauna mi-am făcut treaba 95% și în asta a fost noroc. Și mi-am făcut absolut toate bugetele. 95%, cum se zice, transpirație, transpirație și 5% inspirație. Au venit norocul în cea, munca o înțeleg, dar norocul? Păi norocul, vă dau exemplu la Canal D, eram director executiv și mă ocupam de... N-ați avut noroc din moment ce nu m-ați sunat niciodată. Ia vină pe fel la noi, da. Pe aici, da. Nu, dar de exemplu am avut, aia a fost o ședință foarte interesantă pentru mine, ne-a strâns conducerea, i-a spus, la anul faceți cu 35% mai mulți bani decât ați făcut anul ăsta. Eu de-abia venisem. Ce doar 35% mai mult? După 20 de ani de Media Pro ați... Nu 20 de ani de Media Pro, 20 de ani de media. A, 20 de ani de media, pardon. 3 pe la Media Pro, vreo 6 pe la Ringier. Ok, că de-aia nu mi-e șa socoteală. Da. Și a fost celebra... Noi eram pe locul 3. Ne băteam, eram cu Suleiman atunci, făceam audiențe, era în regulă. Dar zic, 39% nu se poate. Și ne-am strâns oamenii, bă, fiți fără grijă că ceva se va întâmpla și îi facem. Și a venit celebra ordonanță cu rebate-urile, da. Când lumea a decis să fie supărată pe anumit canal de televiziune și au început să vină banii la canal. Deci am făcut 37% în plus, numai 35%. Dar asta e așa o poveste din... Da, o să vă cer o consultanță după emisiune, să vedem măcar un 15% să fac și eu. Bine, m-a stat înțeles-o și voi, adică din 15% ai mei vine și la voi câte unul. E de salarii de... acolo, de-aia e bucuria asta. Da, normal. Bun, media 20 de ani. Cunosc pe unii care, mă rog, n-ar pleca niciodată, le place să li se zică
jurnaliști, oameni de media, până la... Am fost în partea cealaltă. Nu știu cum e Cristoiu sau, eu știu, CTP-ul și așa mai departe. Tolontan, Ioanițoaia, adică n-ar da media vreodată pe ceva, ca niște celebre, prima donă. Și ar zice, bă, sunt o cântăreață de operă, nu plec de aici. Eu am fost în partea cealaltă a managementului și am început ca vânzător de publicitate, ca director de vânzări de publicitate, deci sunt într-o parte care nu e luminată de reflectoare. Și atunci poți să faci plecările mai puțin dureroase. Dar pentru mine, repet, a fost onoare, am avut și șansa să fiu ministrul culturii. Și apropo de... Aia n-am înțeles-o prea bine așa. Păi n-am înțeles-o nimeni. Asărei lumea, din toată presa și media proiectă, n-au găsit decât partea cu cancanul. Da. Dar nu asta a contat, că sper că am lămurit lumea și aș vrea cine să... Cine are dileme sau dubii, să sune puțin în mediul respectiv și să afle cam cum am făcut pe acolo, pentru că m-a luat oameni pe care îi știau. Cu Cristian Tudor Popescu am fost în Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă. Bă, ce săriți așa? Stați un pic, certați-mă la sfârșit, nu la început. Dar ce... ce... Bine, e clar că e destul de greu, adică singura... stabilitate cumva a fost 2000-2004 când PSD-ul a avut tot, nu? Președinte, prim-ministru, guvern, parlament, și tot nu s-a întâmplat nimic memorabil. E ceva care îmi scapă, vorbind de domeniul nostru cultural. O să vii să spui în câte zile îi trebuie unui minister. Te duci la birou, vezi ascuțitorile, cum te cheamă, nu ții, bă, cafeaua o să o faci așa, vezi că stau până târziu, anunț acasă, cu tare. Bă, fiți atenți, mâine... Pentru că, până la urmă, nu e transporturi, nu e nu știu ce, cu tare lucruri, că e greu să faci un kilometru de autostradă, să zicem, deși ar trebui să ducă mulți la pușcărie de 31 de ani, și de la PSD, și de peste tot. Bună oară numai pentru dispariția contractului cu Bechtel. Ați putea dumneavoastră să, dumneavoastră, nu Romașcan, să ziceți, bă, hai că am găsit, că trebuie să știe unde e. Nu e secret, cum a zis Ponta, sau a dispărut după ce. Înțeleg că au fost mulți care nu prea l-au găsit pe acolo, nu știu. Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au la cultură, schimbat să vii ministru să zici în prima săptămână, bă, ziua Caragiale, statuia lui Coșbuc, facem o aia, oamenii de cinema. Până la urmă, ca și sportivii, oamenii de cultură sunt, știi, în fiecare an se zice despre Cărtărescu, de exemplu. Bă, cumva în preajma Nobelului Mircea Cărtărescu. Nobel a luat Hertha Müller, l-a luat. Așa, parcă ne-a stat în gât că femeia s-a născut în România, că e scriitoare. Ea săracă ar fi... Ne-a chemat-o să o ducă cineva, să o poarte pe braț. Acum ne-am adus aminte. Zice, Nadia Comăneci, am plinit 60 de ani. I-a dat președintele o insigne și cu asta basta. Dar în cultură poți să faci niște lucruri. Am avut o chestie de genul. Care a fost marea idee așa pe care ați atacat-o? Marile idei. Una. E o chestie... Și de asta cred că anumite zone, nu neg capacitatea managerială a oamenilor de cultură, că sunt foarte mulți, dar faptul că eu nu veneam din spațiul cultural n-a fost o scădere, având experiență de management. Trebuie să fii manager. Și a funcționat foarte bine pentru că, în primul rând, m-am prins destul de repede cam ce e de făcut pe acolo și nu e un minister ușor, sunt vreo... 3.000 și ceva de angajați, vreo 4.000 de colaboratori, sunt vreo 90 ceva de instituții, adică e de muncă acolo. Ideea este să înțelegi foarte bine prioritățile, să le percepi foarte repede, pentru că, din nefericire, noi suntem în altă dimensiune decât cei la care ne uităm cu respect. Am avut o întâlnire cu Ministrii Culturii din Vest la un moment dat și discutau avioane de cum să mai pun o folie pe Versailles și le spuneam, dom'le, la noi sunt altele, la noi cad clădirile, cade peleșul, se întâmplă lucruri. Deci idei geniale n-am avut, că altfel probabil că s-aflau, dar am avut suficient de multă, cred eu, dar energie. Dar guvern cum se întâmplă asta? Zice, cu tare, vine prim-ministru, se așează acolo și zice, băi, fiți atenți, vorbește, orice prim-ministru vorbește ca și mine să se audă el singur, așa, nu știu ce, și cu la un moment dat zice, hai să vedem puțin învățământul. Dar, domnul, cine era prim-ministru pe vreo? Tudose. Tudose, coleg, un băiat hătru așa, altfel. Uh-huh. În Victoria vorbiți pe funcție sau depinde de Mihai, depinde de câte camere sunt prim-ministru, nu? Dacă sunt camerele în ședință, e domn prim-ministru. Nu vă băgați la asta cu camerele în funcțiune, că ați furat-o odată. Am furat-o odată, da. E bine să vă uitați după beculețele roșii. Da, chiar eu s-o fur asta, da, a fost... Da. Nu, dar vorbiți, chiar dacă la cafea ziceți, bă, Mihai, bă, Nu, Luciane, există respectul... Domnule prim-ministru, nu? Este absolut respectul domnule prim-ministru. Funcții.
Da, ei pot să întoarcă înapoi. Luciane, nu? Te rog, Lucian, te rog. Știți, noi, Ministerul Culturii, numai puțin. Adică, cred că n-apuci la cultură să termin o propoziție. De acum depinde, că asta este. E un mix de factori care te fac să fii un ministru de succes în condiții de cum să spun eu, subțirime bugetară. Să fii suficient de prietenos cu cine are pixul, să fii suficient... Eu atât aș fi zis. Domnul Tudose, am fost și eu la ședință. Și azi am venit la ședință. Da? Nu, ideea era ce dar măcar era... zilele Puiul Pascu să fi făcut. Tu, de unde ești puiule tu? Da. Din Buzău. Din Băneasa. E pe drum spre Buzău. Festivalul Puiul Pascu. Păi da, încă e în viață. Lasă să se obișnuiască, adică să... să vină să te taie panghia. Aveam un coleg care tot făcea glume cu Benone Sinulescu, că zona culturală de la Buzău. Benone chiar ține la era glume. Era prietenul și spunea Benone, bă, când faci mă și cum e? Bă, tu mori că te fac un festival. Așa e. Și Benone trăiește, Dumnezeu să-l țină, și acela mic a plecat, Dumnezeu să-l ierte, dar... Bun, ce să vă spun despre Ministerul Culturii, lucrurile sunt foarte complicate, ca în orice minister care nu are niciun fel de continuitate. Eu am fost al 25-lea. Măcar de ar exista un fir roșu director de care să deci se agațe. Deci, seama, dragi prieteni, al 25-lea ministru în 30 de ani, avem o rată bună și la basket să schimbă la mai rar. La transportul cred că acum e pe la al 28-lea. Incredibil. Incredibil. Bun, unde sunteți în preajma nucleului de negociere acum? Ce vă am trece participat pe la urechi? La negocierile pe programul de guvernare, capitolul cultură, dar lucrurile se întâmplă așa cum s-a întâmplat pe experți pe domenii, plus nucleul politic format din șefii. Eu nu am funcție politică la nivel central, sunt într-adevăr liderul senatorilor, dar n-am fost implicat în negocierile de zi cu zi în această perioadă. De ce era o prioritate înainte să avem discuții clare despre sănătate, despre și aici? Deci atâta detașare, ca să nu zic nerușinare, bă, nu se poate acum unii fără alții. Deci avem timp să discutăm prostii. Nu tu despre sănătate, nu tu despre transport. Deci ce prioritate a fost șefia radioului și a televiziunii? Iertați-mă, că aici sunteți în comisie, șef de comisie. Nu? Am fost șef de comisie. Plata fost salariilor. Dintr-un motiv extrem adică de simplu. Deci PDG-ul trebuie să semneze... Da, absolut. E singurul ordonator de credite și, din nefericire, nu vreau să periclitez nicio negociere, dar modul cum au încercat să-și gestioneze lucrurile USR-ul cu PNL-ul în perioada trecută au dus la lipsa numirii unei conduceri. Nenumind, nedeschizând procedura de numiri de conduceri la radio și la TVR, au venit cu o ordonanță care să prelungească termenul în care poate sta interimarul, din peste lege. Ce interimarul nu putea să dea salarii? Interimarul, la un moment dat, au mai venit cu o ordonanță care spunea, domnule, să stea până la un nou Consiliu, adică sine die, ceea ce este total inconstituțional. Și atunci a trebuit să facem acest lucru. Dar de ce prima măsură a lui Dragnea a fost să radă toate datoriile instituției publice, vreo 200 și vreo 80 de milioane de euro, da? Dacă nu greșesc, 180 sigur, poate totuși 200 și... Măi frate, deci X milioane euro. Deci grija lui când s-a instalat și primul guvern a fost, zice, domnule, plătim datorii. Bă, da, să nu întrebi cine ce face la un rating de nu se apropie de vreo televiziune comercială vreodată. De ce trebuie să fie să semneze salariile și să nu întrebe cineva? Bă, da, voi faceți datorii incomensurabile, televiziunea poporului, și, de fapt, nici pe voi politicienii nu vă ajută cu nimic. O expunere de jumătate de oră la TVR e 0%. Păi da, cine e om politic și a vrut la TVR s-a dus la Antena Satelor, că la Viața Satului, că acolo era audiența mai mare. Eu am avut șansa să trec și câteva luni pe post de consilier al lui Stelian Tănase și am văzut ce e acolo. Lucrurile trebuie reformate profund și eu îmi doresc foarte tare. În acest moment noi avem legea inițială. Președinte, director general. Noi avem o lege în Parlament prin care directorul general se separă de președinte și este numit prin concurs de către Consiliul de Administrație. Actuala putere au schimbat-o puțin și au făcut din două sinecuri patru, și președinte și director general din CEA. Noi vom vrea și să ceva nu gagicărel pe acolo. Nu se va întâmpla acest lucru și cu certitudine TVR-ul și radio-ul trebuie să reformate și aduse la zi. Nu am absolut nimic cu oamenii de acolo, sunt oameni care muncesc, dar structura și modul cum a crescut acest TVR
Probabil că este constatat și de oamenii care își petrec zilele și nopțile acolo, sigur trebuie făcută o schimbare. Nu se poate face. Eu îmi doresc foarte tare să avem o legislație care să permită acest lucru. Și o legislație care să permită acest lucru înseamnă ca Consiliul de Administrație cu președintele în frunte să aleagă un director general pe bază de concurs de management. Bine, ok, dar numai să dăm bani unei firme, unei întreprinderi să-i consume la nesfârșit și să nu livreze nimic în schimb? Acolo mai era o chestiune, erau acei bani care tranzitau televiziunea și care se duc la Radiocom pentru relei, pentru asta, acum s-a cam terminat cu chestiile astea, și care au dus la un moment dat la acumularea de datorii istorice. Nu a fost un management performant acolo decât în puține ocazii. La înființare. Și le știți mai bine ca mine. Înțeleg că și domnul Nicolau, Dumnezeu să-l ierte, a fost un manager bun. Dar îți trebuie ceva dincolo de politic ca să poți să duci asemenea... Vali venea dintr-o activitate lucrativă în care faci profit bine, nu faci profit, nu te subvenționează nimeni. Editura Nemira... O creație extraordinară. Ai niște reflexe când vii din viața privată care nu le pierzi repede. Da. Luăm o leacă de publicitate și ne întoarcem și mai voioși și mai... și mai... Ia, hai! Asta cu radio public și cu televiziunea a satisfăcut o mare așteptare de 31 de ani a populației românești, care a zis, bă, primul lucru care să se rezolve ăsta să fie. Am o populație liniștită. Nu știu ce se discută între specialiștii PNL-ului și PSD-ului vis-a-vis de cele discutate în ultimul an și jumătate. Bun. Corina Crețu vine și spune, pentru că pe mine asta mă interesează, sănătatea și transporturile, le-aș cere eu, nu finanțele, ca să arăt tuturor că vreau eu să semnez secretar. Bun, Corina Crețu vine și spune, bă, sunt toți banii pentru cele 6 spitale regionale, mi-a plăcut expresia, parcați de 6 ani, sau 4 spitale regionale, de 6 ani sunt banii. Bă, banii există. PSD-ul n-a făcut nimic cât a stat la guvernare. A zis că vrea frumoase schițe, nu știu ce, de spitalele astea vestite, fără să nu mai aibă nozocomiale și chiar de la zero. Și bani există, eu asta nu înțeleg. Deci, aici a fost o... De ce nu s-a făcut fundația? A fost o neînțelegere din ce am în PSD cu PSD? Nu, a sumelor care erau. Pentru că atunci când s-au văzut banii care erau, ei erau făcuți... erau alocați pentru studiile de fezabilitate, celebrele studii de fezabilitate, nu erau pentru a face 8 spitale întregi, cum ar fi spus doamna Corina Crețu că ar fi banii respectivi, nu erau. Noi am lăsat 3 spitale cât să le semneze dânsii. Acum, care să le? Cluj, Iași... Pe hârtie sau... S-au fost lăsate la ultimul act de făcut încât dânsii să treacă... La nivel scriptic. La nivel scriptic. Acum se face Iași și se continuă... Veniți la guvernare. Le reluați? Păi bineînțeles că le reluăm. Problema e alta care aș vrea să fie înțeleasă și să fie... A fost o eroare a noastră pe care nu o asumăm. Noi am făcut vreo 80% din programul de guvernare și pe sănătate am făcut 3 spitale noi de la zero. Am crescut, triplat pe alocuri salariile medicilor. 80 și cât? 82%. Că aveam programul ăla, mai țineți minte că era Biblie. Îl știam cu toții, îl urmăream. Am crescut salariile medicilor, că nu mai avea cine să ne facă vaccinurile dacă nu făcea PSD-ul ce a făcut. Am făcut 3 spitale de la zero și documentația pentru asta. Cei care au venit la putere după noi, alungând ciuma din țară, au zis, ne certau pe noi că n-am făcut 8 spitale în 3 ani. În schimb, dânsii au ieșit și au spus vom face 3 spitale în 9 ani. Păi avem aceleași balanțe? Sigur, a fost o eroare noastră, dar... Pun pariu, până în 2024 că nu se va face niciun spital nou. Iașiu s-ar putea să fie. Din pământ ridicat. Adică începe discuția,
Eu dacă aș fi la Bruxelles, zice, bă, voi sunteți sănătoși la cap acum dacă vă tot aliați. Adică dacă am aprobat o dată PNR-ul, pe noi ne interesează că l-a făcut USR-ul sau Ghinea, care se bate cu Cremina. Păi dacă ai 2-3 miliarde... Bă, l-a făcut România. Dacă l-am aprobat. Ce mai vreți? Păi, dar nu e așa. Ce vreți să rediscutați? Cu tot respectul. Că tu bagi 2-3 miliarde acolo, că vine Ghinea și ne explică că nu e consultanță, e asistență tehnică. Adică ne învață limba română. Că nu, dar să știți că cu ocazia asta îi faceți și pe aia proști. Păi nu, ne face... Vedeți că nu știți ce ați aprobat. Nu, ei au aprobat ce li s-a vândut, că e ok. Noi nu putem să acceptăm un program care a stat... chiar așa la zeci de miliarde. A stat... Cred că au verificat și au stat... N-a făcut Ghinea cu ochiul. Hai mă că vă dau și eu la buzunar. De vreo 7-8 ori au cerut lămuriri și suplimentări și așa mai departe. Este singurul PNRR ținut la secret. Noi l-am aflat după... Dar aprobat de ei. Da, dar l-am aflat după ce s-a depus. Nu poți să spui, venea Drulă, care a fost o luminiță pe guvern pe acolo și spunea, domnule, am convins eu să ne dea niște bani pentru stradă și pentru... Până noi n-avem digitalizare. Absolut de acord, ai 30% din bani pentru digitalizare. Dar o să ajungem să intrăm în WC-ul din curte cu identificare facială. Hai să vedem care sunt prioritățile reale ale României care pot fi negociate la Bruxelles. Pe Ghinea, nu poți să-l crezi nici dacă mă puneți trec strada pe verde. Bun, asta cum. O fi, vă știți mai bine, habar n-am. Și legat de sănătate, pe lângă asta, toate spitalele județene din țară au primit imagistică, au primit remeneuri, CT-uri pe vremea lui Bodog. Dacă mergeți în spitalele pe care le-a avut Firea în subordine, 14 sau câte ori fi în București, au fost refăcute corpuri întregi de clădiri. Și mai au și foc. Bine ați spus. Cine e la butoane acum? Nu, haideți, nu spuneți acum că a venit cineva și a băgat ștecherul greșit ca să-l ardă pe Nicușor. Deci pe vremea lui PSD am scos 1.800.000 de oameni din sărăcie. Am avut creștere medie de 5% la PIB. Am stat tot timpul până în 3 deficit. Mă, cum naiba toate ghinioanele slăși? Iertați-mă, asta cu creșterea la PIB nu vreau să o servim așa... Păi nu servim, dar fără niște colebile. Pentru că creșterea asta la PIB, trebuie să înțelegem, este datorită faptului că consumăm, ca să zic așa. Sigur nu că da. Producem dar consumul ceva. Consumul este o componentă importantă a PIB-ului. N-are rost să discutăm de balanța de export și import. Că aia e sfântă. Dacă noi creștem PIB-ul doar că importăm mai mult și mâncăm, până la urmă, că îmbrăcăm, mâncăm, ne tragem pe picioare, dar nu vedem vreun coș de fabrică să producă sunt ceva. Sunt probleme de sistem cu adevărat. Ce exportăm noi? Și agricultură, din păcate. Cine? Multă agricultură, produse agricole... neprelucrate. Uite, Petre, de aia am mers și pe în teritoriu, ca să zic așa, ca cuza, și în minister. E un ministru regretat de oameni. Absolut, așa este. Adică Nea Petrică este un ministru care știe despre ce vorbește, care s-a zbătut să facă... programe excepționale, a băgat bani și a făcut irigații vreo 300 ceva de kilometri de canale de irigații. Chiar ne pricepeam. Acum că lor li se întâmplă pe invers, eu nu pot să dau numai pe ghinion. Că dacă nu știi, nu știi și se vede că nu știi. Dar nu putem să, repet, nu vreau să trec așa creșterea economică. Acum se recunoaște și Institutul Național și Comisia Europeană că s-ar putea vorbi la anul și de 8-9%. Dar altă grijă, asta este, consumăm prea mult. Vine acum luna decembrie și o să avem o creștere a PIB-ului extraordinar, dar din consum, nu din produs, să ne înțelegem foarte clar. Există. Oamenii o să golească mall-urile și asta o să facă să crească PIB-ul. Sigur că există o problemă și din banii trimiși afară de oameni. Dar în momentul în care tu te gândești să anulezi taxele pe care le-a redus sau le-a anulat și să le bagi înapoi la IT-ști și noi avem 6% din PIB făcut de IT care este pe produs de export. Să ne înțelegem. Nu sunt de acord cu pensii, cu salarii speciale și nici cu... fraților, nu va ajunge, și nu vorbesc de IT-ști aici, nu ne ajunge în țara asta că avem unele dintre cele mai scăzute taxe pe profit, pe dividende și pe TVA, da? Mulți occidentali, ia Germania, de exemplu, la voi e paradis fiscal în România. Merită să vină tot să facă afaceri la voi pentru condițiile legale. Din păcate, pentru 4% s-au oprit în Irlanda marii jucători din industria, acolo sunt 12%. Eu nu sunt de acord cu niciun favoritism.
pe fond dreptate la dumneavoastră biserică, și pe alte pe termen... IT, spital, toată lumea trebuie să plătească taxe. Pe termen mediu se vor alinia toate, dar când ai 6% din PIB... Ce înseamnă? Termen mediu înseamnă următorul ciclu de guvernare. Sau pe finalul ăstuia. Noi avem 6% din PIB din IT. Toți senatori. Care sunt produse așa de export. Așa repede să apară Petrache Lupu de la Maglaviz în ciclul ăsta. Ăsta până în 2000... a fost pe post de detector de minciuni, dar n-am mințit. Și a adus aminte Puiu Pascu, cine e Petrache Lupu de la Maglaviz, din profil semen cu el un pic așa. Sau chiar și Relu. Relu, tu ce ai scris pe tobe? Ceva? Ai teză mâine? Sau... prin ciclu ce înțelegeți? Următorul termen an? Mediu înseamnă... Sau până în 2024? Sau vedeți un ciclu 2024-2028. Problema este că sunt mecanisme formate de... Știu că nu sună bine, că nu suntem toți la fel. Dar în momentul când ai o industrie care poate să-ți aducă beneficii, o încurajezi. Cui și există beneficii? Peste tot. Țării și tuturor. Și PIB-ului. Și tot. Eu mă îndoiesc. Singurele beneficii țării ar fi sănătatea, învățământul, infrastructura. Banii la doctori, ce beneficii banii mi-aduce la profesori, mie? Banii la artiști. Da. Ce beneficii mi-aduce toți mie? Ăștia au fost făcut de... Sau banii ăștia s-au strâns făcând lucrurile pe care le-am făcut. Adică Dacia Pitești are, nu știu, 700.000 de angajați, să zic. Ăsta e singurul beneficiu. Ea este o mașină franțuzească. Profitul se duce acolo. Păi nu. La Dacia profitul se duce aici. Unde se duce? Profitul se duce aici pentru că este o companie românească. Mă lăsați un pic. Există? Sigur. Acum, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș ști mai aici mult. Aici Dragnea are dreptate. Domne, favorizez firmele românești. Aia cu tare. Sunt victima transnațională. Asta am făcut întotdeauna. Am avut programe pentru Startup Nation. La chestia a fost bun. La chestia asta. Zeci de mii de companii și-au luat bani. IMM-uri înființate, IMM-uri subvenționate. Ce să vă zic, că nu s-a mai continuat nimic? Problema nu este că nu aveți dreptate. Mai am și eu ci din că când... am dreptate. Mai asta am și eu când... Problema nu că nu aveți dreptate, problema e și o să avem grijă de problema chestia e că am și eu din când în când dreptate, pentru că în momentul... Tot timpul aveți dreptate și dumneavoastră, că nu vă poate contrazice nimeni, sunteți parlamentari. Adică asta voi... faceți. Cum? Și eu am venit aici cu ce v-am contrazis? Că nu merge, că lasă-mă, domnule, că nu e așa. Așa e. Ce am făcut în macroeconomie cât am apucat să fim la guvernare a produs resurse pentru toate creșterile de nivel de trai din România. Acum n-am mai văzut de asta. Domnule, de ce pensii? Păi de-alea pensii, că avem 90% din pensii la 1000 de lei. De ce salariul minim să-l creștem? Pentru că toate se întorc în economie și funcționează. Domnule senator, atunci stați puțin să discutăm adecvat. Ce bine că nu mai e timpul. E foarte simplu, e adevărat. E foarte simplu să te ducă mașina cu șofer într-un loc călduț, unde nu dai socoteală nimănui, poți să lipsești câte zile are mandatul de 4 ani, n-ai nicio responsabilitate, îți iei o căruță de bani, nu trebuie să iei cuvântul, nu vorbesc de dumneavoastră, în 4 ani de zile, ba mai mult poți să treci și pe la toate partidele fără să te sancționeze nimeni moral. Dar dumneavoastră aveți dreptate. Bă, noi hotărâm o chestie. Nu vă supărați. Cu ce drept hotărâți dumneavoastră că privații trebuie să crească, nu e o socoteală între patronat și muncitor, nu-i convine, poate să plece. Da. De ce îi spuneți dumneavoastră țării 2550, că așa hotărâm noi, pentru Parlamentul? Că ăla este un indicator, pe lângă faptul... Dar nu mă lăsați că, pe mine să-mi fac indicatorul la mine în firmă? 10%, multe 10%, spre 70% din angajații din privat sunt plătiți cu salariu minim. Și ăsta este un lucru care trebuie corectat. Așa. Pentru că până la urmă este o chestiune pe care trebuie să o ai în vedere și când te gândești dacă e negru sau e gri sau e alb, ce se întâmplă acolo. Pe partea cealaltă, dacă lucrurile sunt într-o dinamică bună și au fost în ceea ce privește guvernarea PSD, nu pot să luăm fiecare. Eu pot să vă explic. Până la cât cine pot eu ține când... pe cine? Mediul privat ține mediul bugetar sau mediul bugetar ține mediul privat? Mediul privat ține mediul bugetar. Ecco. Vedeți că suntem de acord, de fapt. Dar mă uitam astăzi într-o chestie, sigur, sunt alte țări în nord acolo, 30% din angajați sunt în mediul de stat în țările nordice. La noi țările nordice, da. La da, noi da. Sunt vreo, nu știu, 18, 12, 14%. Problema este alta. Noi... Când discutăm de clasa politică, trebuie să o reformăm și pe ea, pentru că dumneavoastră a spus foarte bine, domnule, ne plimbăm 4 ani prin toate partidele, nu facem mai nimic dacă vrem. Aici vine și o reformă de resursă umană în partide și noi pot să vă spun că avem peste 70%, 60% parlamentari noi. Și de ce nu forțați anticipatele atunci? Anticipatele erau o soluție în primăvară, cum sunt și acum. În primăvara care vine? În primăvara care vine, da.
Nu cred că era momentul, sau cel puțin oamenii e mai sănătos să faci politica în sensul ăsta decât să arăți populației vis-a-vis de grija față de țară, bă, nu mai contează. Păi zic, eu te-am votat pe tine PSD. Nu cred că era momentul. Eu nu te-am votat pe tine. Plină că USL-ul a fost o eroare, au zis și unii și alții. Bă, acum ce este? USL-ul nu a fost o eroare. Nu a fost? USL-ul mare a de tot bine. A fost o eroare. A fost o problemă de orgolii și de management al partidului la momentul respectiv, care a dus unde a dus. Dar partea de guvernare a fost ok. Și vă mai spun un lucru. După PNL a venit PSD-ul și a pus lucrurile la loc. După PDL a venit PSD-ul. Nu, iertați, mai ziceți-mă, că mi-a plăcut. A venit PSD-ul? A venit PSD-ul și a făcut lucrurile să funcționeze. Incredibil. Mai rețineți că ați fost prezent aici. Normal. Și acum, cam cum a fost guvernarea cu Coco? Eu ce înțeleg? Voi tot nepricepuți sunteți. Uite, acceptăm să ne aliem cu voi ca să vă ducem la lumină până... Nu vreau să spun, dar așa se vede, nu? Așa se vede? Și cu cel mai mare critic al dumneavoastră, președintele Golfer, cum mergeți la Cotocin? Vă puneți mască? Păi vă nu. Puneți glugă? Este un lucru pe care cum l-am să stăm de vorbă, mă, cu unul care ne-a făcut muci? Păi politica și cere mult... Atenție, nu vă băgați chestia cu politica. Politica să ceară și onoare și mai coloană cere și vertebrală. Onoare din când în când. Acum pare că n-aveți coloană vertebrală. Și, păi bun, și ce facem în cazul de față? Anticipate. Lăsăm țara neguvernată. Lăsați-o pe asta, că uite cum stă neguvernată de două luni de zile și mai poate să stea una. Pe partea da, poate că e bine să nu încurcăm pe oameni, dar... Eu, președintele PSD-ului, zice, dragi colegi, le votăm și guvern minoritar, măcar să-și rupă gâtul total. Păi da, dar și rupe gâtul și țara și noi nu o să mai avem ce guvernăm când venim la putere legitim. Nu cred că era o soluție și așa a și fost discuția. Nu e o soluție în miezul iernii, în miezul crizei să faci alegeri anticipate. Doamne, doamne. Poate le vom așa face scăpam eu de obligațiile conjugale. E frig, trebuie să încălzim apă, paragaz, îmi stă grija la... Apropo, sper că se uite și nevasta, că e mare fană, dragă mea. Sărut mâinile, doamnă. Ce vreau să vă zic este, doar atât că probabil că nu mai avem foarte mult timp. Chiar... Este evident că nu se putea face altă majoritate în acest moment și pe cifre și pe absolut orice. În al doilea rând, noi suntem în poziție, și am anunțat-o, de decembrie 2020. N-a funcționat cu 2-3-7 încercări și atunci noi vom merge cu prim-ministru și vom cere să avem primul prim-ministru în această situație și vom cere să fim respectați la nivelul ponderii parlamentare. Și dacă nu se acceptă prim-ministru, o să acceptați. Dacă și nu, fără probabil o să vedem ce se întâmplă, dar probabil că anticipatele sunt soluții. Abia aștept să fac emisiuni de anticipate. Mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc! Publicitate nu anticipată, ci pe loc. Ce înseamnă dacă ne găsiți în dreptul dulapului cu provizii pentru iarnă? Ce înseamnă dacă suntem aici, Alexandra? Înseamnă... Este tot Alexandra, să știți, chiar dacă s-a machiat ca în familia Adams. Nu și e s-a adevărat. Și îmbrăcat. Mi-e și frică să mai mă duc pe acasă. Îmbrăcat poate, dar machiat nu. Doamne Dumnezeu! Ești îmbrăcată și machiată foarte frumos, dar puțin așa, mai gotic, ca să zic așa. Azi am plănuit să dăm premii... Cum? Mari. Azi dăm premii mari? Da. Hai să dăm premii mari. Dacă oamenii ce fac întâi? Dacă trimit SMS la 1789 cu textul concurs. Cu textul concurs? Deci, sigur au făcut câțiva dintre dumneavoastră acest lucru, pentru că dacă l-ați făcut și ați scris acolo concurs, computerul nostru stochează numerele de telefon, acum începe o învârtită... Eu zic stop, el a și sunat pe cineva și o să vezi că ne răspunde, că astea sunt condițiile, să fiți la telefon, dar în fața televizorului, nu? Prin grădină. Prin grădină sau pe la, eu știu ce, alte, în alte situații. Ia să vedem computerul. Pe cine ai găsit? Alo? Alo, da? Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbesc? Bogdan Octavian. Bogdan Octavian. Bravo, Bogdane. Deci a fost greu să te înscrii la SMS-ul ăsta? Păi nu a fost greu. De ce să fie greu? Și eu zic la fel. Mai greu a fost să fiu ales. Asta da.
Asta, deci când, apropo, când te-ai înscris? Tu, cred că acum vreo două săptămâni, nu mai știu exact. Bravo, uite așa se întâmplă, dragi prieteni, deci nu vă pierdeți speranța. E într-adevăr, o situație pe care o alege computerul, nu eu sau Alexandra. Se învârt niște cifre acolo, 10, 0, bum, prima cifră e 0, oricum, pe telefoane mobile vă înscrieți, nu? Da, da. Adică cu telefonul tău mobil. Bine, te rog frumos să-mi spui, ai reținut cum o cheamă pe colega mea? Alexandra. Păi da. Mai repede mă uitați pe mine, normal că rețineți toți și femeile, mai ales când văd așa, zice, Alexandra Cârlană străia, nu puteți să mă ieși pe mine de la coadă de la lapte, da. Hai să vedem, ai avut timp să te obișnuiești cu panoul acesta. Ce număr ți-ar plăcea să tragi? Păi să zicem 14. Da. De ce? Că vă atrag mai mult numerele de pe partea Alexandrei. Dar asta este, totuși, vezi, autoritatea, seriozitatea Alexandra e preferată. Mi-a sărit inima din piept! Așa să dăm premii mari. Nu m-ați crezut. Pe cuvânt. Știi ce mi-a zis? M-am îmbrăcat așa ca să dăm premii mari. Deci, tati, dacă... Nici nu vreau să mă gândesc. Ai dreptul să mai indici un număr. Da. Aici, deja... N-ați fi crezut, nu? Hai să fie numărul 7. Ai câștigat un fierbător de apă de 10.000 de euro, jur! Unde se aflau și celelalte două cuburi la cu... Mine. La tine, da? Vezi? Am avut și o intuiție, dacă spuneai niște cuburi apropiate de inimioara Alexandrei. Astăzi seara erai primul câștigător al frumoasei sume de 10.000 de euro. Mulțumim frumos! Rămâi pe telefon să spună colegii mei cum îți parvine acest obiect necesar. Mai ales dacă ai curent în casă. Dacă n-ai curent, ăsta ce face? Fierbe apa, nu? Da. Pac și faci ceai, o cafea, repede. Bine, mulțumim frumos, dragi prieteni. Nu uitați în continuare, mai vine o bucată în această emisiune, tot în zona asta. Și, mai vine o bucată? Mai vine o bucată în sensul de întrecere. De... I-am înțeles. Muzica! Adică ce... Ce vreau să insinuez? Ce înțelege generația ta printr-o bucată? O parte din acest joc urmează, mai târziu, nu? Doamne, cum a cârmit-o cârlanda, ca să zic așa. Bine, draga mea, așa cum am zis, ne revedem în curând, până la sfârșitul emisiunii, cu încă o încercare din frumosul nostru concurs. Da? Aștept aici, cu minte. Da, să stai cu minte acolo. Doamnelor și domnilor, următorul nostru invitat este domnul doctor Adrian Marinescu. Bună seara și vă mulțumesc că domnul doctor este director medical, ca să spun așa, nu? Al spitalului care e pe buzele tuturor Balș, nu? Matei Balș. Matei Balș. Nu știu, cine a fost Matei Balș? A fost un profesor care a prezentat
a fost un nume mai mult decât important pentru institut. În știința... A fost un profesor în institut. Da, Institutul Matei Balș dintotdeauna a fost spitalul de boli infecțioase, cel mai important din țară. A devenit între timp Institutul Național și e singurul Institut Național de boli infecțioase și profesorul Matei Balș a fost unul dintre profesorii importanți în institut. Și înainte de... El când a fost, nu știu, trec pe centru și zic, bă, Colțea, pe la 1800, nu știu cât. Nu, a fost mai recent, dar Matei Balș a fost întotdeauna în legătură cu Spitalul Colentina. La un moment dat au fost împreună Spitalul Colentina, care e gard în gard cu noi. Și Babeșu? Babeșu e separat. În București există două spitale de boli infecțioase, Victor Babeș și Matei Balș. Și ăștia au zis să fie toate pe stradă, cum ar veni. Nu, nu, nu sunt pe stradă, nu, că Babeșu e în altă parte. Noi suntem cu Colentina, gard în gard. Spitalul Colentina, care are multe specialități. Din Ștefan cel Mare, Spitalul Colentina și ele în spate. Știu unde sunt toate trei, chiar dacă nu sunt bucureștean. La Colentina știu că am fost o singură dată de la niște machiaje. În televiziune ne dăm cu zmacurile astea pe față, probabil habar n-am din ce motive, dar m-am umplut de niște bășici, așa, și vreo câteva luni am stat pe dreapta. N-a știut nimeni ce să-mi facă. Era o doamnă doctor foarte drăguță, care mi-a zis, bă, sincer, am luat, am pus microscop, plame, eu, o ceva, dracu știe, dar nu ne dăm seama. Dar ce ai văzut? Păi zic, uite cu machiaj. Bă, chestia asta cu infecții din machiaje n-am avut-o până acum. Dar cum faceți? Păi ne bărbierim cu lama, de-aia nu mă mai bărbieresc cu lama la blană, mă dau cu numărul 0 cumva. E, deschizându-ți toți porii, băgându-ți maclavaisurile alea acolo, ceea ce femeile nu pățesc, că ele au cumva porii închiși, asta bănuiesc, altceva nu-mi dau seama ce. Și a trecut așa cumva de la sine. Și se întâmplă frecvent în zonele unde se epilează și la domn și la doamne. Vorbesc în general, apar nu infecții. Nu ne epilăm în general, adică ne epilăm. Păi femeile nu se epilează pe unde se epilează și acolo apar infecții frecvent. Local, nu în general. E și general, cred și că acum există epilatul pe tot corpul. Și am înțeles că și definitiv? Și definitiv, numai că durează. Adică ce? Păi trebuie să faci multe ședințe, trebuie să mai revii. Ah, interesant. Da, mi-aduc aminte, de exemplu, balerini, sunt și bărbați, într-adevăr. Aveam un prieten care a ajuns fotbalist destul de cunoscut și la un moment dat l-am văzut spână așa pe tot corpul, că ne mai vedeam pe la... și zic, bă, erai destul de păros. Păi da, mă, zice, dar din cauza faptului că masării, când ne fac masaj cu toate cremele, zice, nu pot să stau la masaj. Că... Și atunci ați văzut Cristiano Ronaldo, aia, toți sunt perfect așa, efect, din cap până în picioare, ca să nu le tragă părul la masaj. Deci asta cu epilarea definitivă, o să încerc în drum spre Belu, când stau așa pe... Ce faci, puiule, râzi de mine? Păi ce, nu crezi că o să fiu invitatul tău la Belu? Nu mă duc înaintea ta, stai liniștit, da. Relule, te bași și tu la... A bătut vântul pâncinelele alea, da. Interesant. Domnul doctor, acum încerc să fac haz de necaz. Pornim de la o afirmație a noastră, nu știu exact dacă era o dorință, dacă era o idee sau ceva medical sau pur și simplu sunteți excedați de ceea ce se întâmplă și atunci a zis, bă, s-ar putea să dureze mai puțin sau chiar suntem spre finalul valului 4. Păi, spre finalul valului 4 suntem. Acum, discuția este pandemia, cu câte valuri se încheie. Că aici e de discutat. Valul 4 merge pe un trend descendent și lucrurile sunt clare. Adică aici cred că putem da o veste bună, că sărbătorile de iarnă foarte probabil că vor fi mai liniștite. Din cauza acestor prime 30 de zile de restricții. Nu sunt mai restricțiile. E și istoria naturală pe care o are o variantă virală. Dacă vă uitați, în fiecare val din pandemie a fost un anumit interval de timp. Au contat și restricțiile într-o oricare măsură, toate lucrurile s-au legat. Valul sigur că se va încheia probabil undeva în decembrie. Acum e și greu de spus ce înseamnă că se încheie. O să scadă numărul de infecții, nu o să dispară cu totul. Dar situația deja e mai bună în spitale, adică în institut nu mai sunt cozile interminabile de ambulanțe, pacienți care se aștepte în camera de gardă cu zilele, cum s-a întâmplat, numai cu o lună, de exemplu. Acum situația e mai bună și treptat va fi și mai bună.
Adică ne așteptăm că în decembrie și ce vedeți dumneavoastră cu cazurile de la terapie intensivă o să scadă ușor, ușor. O să apară din nou, o să ne fie dor de internările, de mâncat, de sărbători, mai ții și postul de piftide de alea și, sau de Paște. Țineam așa minte din presă, vin oamenii că mănâncă ca sparții de Paște și de Crăciun. Cele mai grele gărzi nu sunt în prima zi, și în a doua și în a treia zi. De Paște și de Crăciun. Exact, pentru că atunci, fiind cu toxinfecții alimentare, cu diverse alte, și noi fiind la infecțioase, toxinfecții alimentare ajungeau la noi. Deci e o perioadă de foc, trebuie să recunoaștem Crăciunul, cele două zile, adică cele două, trei zile de Crăciun, după aia Revelionul, Sfântul Ștefan, intermediar, Crăciunul, Sfântul Ștefan, Revelionul. Deci, e un sfânt așa de frumos, dar atât de greu de făcut, Sfântul Vasile, cine-i născut pe 1 ianuarie, ai pus-o, deci. Nici nu ieși cu sifoanele, cu alea, cu maioneza, cu salata de pef, cu ce. Băi, zice, unchiul Vasile, și te durei, că la sfinți nu prea, la noi la țară nu se invită, te pregătești. La țară sfinții se sărbătoresc. Astea de naștere nu le știe nici dacă, da? Și atunci tataie, scoală-te că ești Vasile. Ai, da, mă, da, adu-mă țuica, adu-le alea. Și trebuie să... Adică petreci și cu Vasilicii. După care urmează 2-3 Ion. Și cine scapă, așa, spre ziua lui Eminescu, că nu te duci să te îmbezi de ziua lui Eminescu sau să mănânci răcituri. Atunci e cu citit poezii. Da, 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 cu mândra sub coviltir, da. M-au prins ăștia pe internet că am recitat eu din poeziile profane ale lui Eminescu. Dacă sunteți interesați și aveți acces la Academie, să știți că se cereau și lui pe stradă, în parc, Mihai Eminescu, dar ia zi-ne și nouă. Și le zicea niște porcărioare repede și la obiect. Domnul doctor, dar am ajuns cumva la valul 4. Probabil eu, persoană individuală, cu CNP-ul meu, mă gândesc că ne obișnuim încet, încet cu povestea. O să treacă cumva pe planul 2, nici bine, nici departe, o să apară o altă nebunie și o să trăim cu COVID-ul ăsta, cei care apucăm să trăim, să rezistăm, să supraviețuim, pentru că nu văd de ce nu o să ajungem la valul 200. Nu noi, generațiile viitoare. El nu mai dispare, nu? Odată instalat în societate. Se va stinge ușor, ușor. Hai să ne gândim în felul următor. Se stinge din moment ce valurile astea, am înțeles, iertați-mă, da, sunt cumva și datorită, din cauza faptului că are o viteză de adaptare, mi se pare, destul de mare. Cu siguranță, dar nu numai el. Virusurile, în general, se adaptează ușor. Să știți că familia mare... Și cât creier are el acolo? Au foarte mult creier. Și bacteriile, în general, microorganismele, știți că în jurul nostru sunt vreo 3 miliarde de microorganisme despre care nu știm cele mai multe. Cunoaștem și noi câteva. Eu de când am aflat asta, nu m-am mai sărut cu femeile. Adică, când am citit ce zic... miliarde de bacterii, nu în gură. Bă, intestinul subțire, pe alea, dar cele alea-s prietenoase. Păi, cele mai multe sunt prietenoase. Și aici e discuția. Cât timp am o imunitate bună, cele mai multe dintre ele mă lasă în pace. E, la SARS-CoV-2 e cam la fel. Dacă am o imunitate foarte bună, de cele mai multe e o formă ușoară, nu? Cei mai mulți dintre noi fac o formă ușoară. Da. Bun. Acum, problema e în felul următor. Familia mare a coronavirusurilor e de când lumea și va fi în continuare. De când lumea? De când lumea, sau mă rog, pe acolo. Ideea e că SARS-CoV-2-ul e și el un membru din acea familie. Deci probabil că peste an și an o să avem alți membri din familia mare a coronavirusurilor, care dau în general viroze, dau lucruri ușoare pe care nu prea le luăm în calcul. Deci ce s-a întâmplat acum cu SARS-CoV-2-ul și a mai fost cu câteva înainte, s-a întâmplat din cauza faptului că s-a transmis extrem de ușor și a cuprins mapa mondului ca număr de infecții, că altfel nu vorbeam acum de el. Și că din cauza asta, și pentru că e mai rău decât virusul gripal, din păcate duce și la forme severe, într-un procent destul de mic. Dar duce. E clar, însă media, care are și ea zona ei de irresponsabilitate, din astea face o cazuistică. Nu spune nimeni, bă, 97, adică nimeni nu spune, bă, stați puțin, că ăla de 32 de ani, cumva sănătos,
a făcut ceva la inimă sau a făcut ceva la plămâni, dar reprezintă 0,0000. Ăla-i de dat la știri și ăla ne înspăimântă. Bă, a murit unul de 19 ani, a murit unul de 12 ani, a murit una să nască, să nu știu ce și cu tare, cu tare. Dar ăsta este momentul în care v-aș ruga să faceți o comparație cu ceva care nu prea ne interesa pe noi profanii. Până la SARS-CoV-2 se murea și de gripe și de răceli? Cu siguranță. Mai degrabă de gripă erau cazuri și știm foarte bine. Erau ani în care aveam sute de cazuri, sute de decese. E adevărat că nu erau atât de multe cazuri ca număr total de infecții, ceea ce e important. Pentru că dacă am un procent, de exemplu, de 2 sau 3% de cazuri care merg către deces, una e să fie dintr-un număr mai mic de cazuri și altceva e să am la nivelul mapamondului să ajung la un număr mare. Cumva mai mult atacau oamenii în vârstă, se duceau repede în pneumonie, în ceva de... Nu? La fel se întâmplă și acum. Deci, de oamenii ce plămânii vârstă... cedează primul? Bine, plămânii sunt, în general, în momentul în care vorbim de un virus sau de un microorganism care le vine... Place... Pe... Le place pentru că ăla moale, e bine vascularizat. Aha. Și gândiți-vă că e vorba de microorganisme care vin pe cale respiratorie. Dacă vorbim strict de transmitere, pe cale aerogenă. Și vorbim de gripă, și de SARS-CoV-2, și de alte bacterii. Și atunci sigur că ajung în plămâni. Dar nu afectează numai plămânii. Știți cum suntem noi, bărbații? Mergem pe stradă și vedem câte o cocoană. Mamă, ce plămâni are. Deci și plămânii exteriori pot să... Adică să ne gândim că doamna a avut SARS-CoV-2 sau gripă. Nu, dar dacă are niște plămâni mai generoși, ea nu pot fi atacați așa de virus, nu? Că nu, mie mi-ar plăcea mai mult plămânii exteriori, nu aia interiori. Cred că îi afectează și pe... Da? Deci țesuturi, să înțelegem, țesuturile... îi place să cazeze, deci, până nas, nu? E o zonă umedă, da. Moale, sangvinizată, îi place să intre pe acolo. Poate mai mult decât prin gură, nu? Decât nu, intră și prin gură, pe cale respiratorie, pe cale amândouă variantele. Hop, și-a dat repede de plămâni. Zice, bă, e mișto aici în stațiunea asta. Dacă și găsește un teren care să fie cu probleme, că altfel nu se întâmplă. Adică dacă plămânul e perfect sănătos... Nu e vorba doar de plămâni, e vorba cum e sistemul imunitar și aici e de discutat. O persoană care are un sistem imunitar echilibrat. Și aici e o mare pălărie. De unde știm că avem un sistem imunitar? De multe ori nu știm. Nu știm. Dar dacă avem un stil de viață mai se cu... Se poate face un test lunar, măcar, să știm cum stă? Nu. Păi am înțeles că acum cu SARS-ul faceți ceva să vedem și înainte de vaccin și după să vedem cum stăm cu imunitatea. Păi da, ai cu anticorpi, ai altceva. Dar ca să ne dăm seama, multă lume întreabă, cum să-mi cresc eu imunitatea ca să nu mă îmbolnăvesc de SARS-CoV-2. Și eu le răspund în felul următor. Cred că pregătirea ar trebui să o facem cu ani de zile înainte. Cu ce mâncăm, cum avem stilul de viață, să nu fim supraponderali, să nu avem boli cronice, fumat, alcool. Exemple ar putea să continue. Deci e clar că ce facem de-a lungul vieții... Tratate, chestii de genul ăsta. Și orice înseamnă afecțiune cronică. Până la urmă și afecțiunile cronice toate scad până la urmă imunitatea. Avem un sistem imunitar cu probleme, care sigur poate fi și prin vârstă, o să lipească de noi tot ce înseamnă infecție, mult mai mult. Deci, gripă, SARS-CoV-2. Să ne abținem de la aia și de la aia, ok, dar chestiile astea pe care ne le zicea bunica la țară, ajută o usturoi, o ceapă, un ardei iute, de astea trecute la miracole ale naturii. Usturoiul, de exemplu. Dar până la urmă astea sunt miracole dacă le folosim zi de zi, nu? Sau, mă rog, dacă le... în alimentație. Adică în loc de fast food, lucrurile care erau tradiționale, categoric erau mai bune. Nu, dar pur și simplu, adică usturoiul, ceapa și ardei iute le-am găsit cam pe la toate culturile mondiale, de la indieni până la mexicani, ca niște plante care ajută efectiv ele. Și cu siguranță că au un rol important și partea de tot ce înseamnă legume, fructe, dar din păcate alimentația în genul ăsta e tot mai rară, nu? Nu. Dacă sunt să ne gândim la fast food-uri. Deci noi practic ne slăbim sistemul imunitar din cauza că am devenit ființe citadine. Nu mai mâncăm lucruri din pământul, din grădina, din spatele casei. Mergem la magazin și în general cumpărăm cam totul procesat, inclusiv fructe și legume. Iau mere din când în când. Credeți-mă că le spăl cu periuța de vase și cu detergent. Și pe urmă le țin jumătate de oră în lighean. Deci au o ceară pe ele de mi se lipesc de degete.
Eu le cunosc mai simplu. Mă mai duc pe la țară, mai au, da. Dacă n-au viermi, în general îmi dau seama că sunt tratate să țină nu știu câte luni. Deci nu sunt naturale 100%, sunt pline de tot felul de substanțe și așa mai departe. Deci ar trebui... Asta am citit-o undeva. Cred că Organizația Mondială a Sănătății a zis, când a debutat SARS-ul ăsta, a vreo două luni, zice, domnule, e sub control, e în studiu, nu știm încă mare lucru despre el, dar putem să spunem ceva. Era vara lui 2020. Putem să spunem ceva. Încă se moare mai mult pe planetă, în jur de 450 de milioane, 500 de milioane de cetățeni, din cauza alimentație și cum gătim ceea ce gătim. Mergând până la uleiuri, până la tigăile alea, până nu știu ce, arsuri, carne, arsura aia după nu știu ce. Deci, jumătate de miliard de oameni mor pentru că se duc, iau de la magazin, bagă la microunde și nimeni nu mai întreabă, dar de unde vine porcul ăla, de unde vine biscuitele ăla, de unde vine, gătim în ulei, prăjim, prăjeală, nu? Și de aici, risc de boli cardiovasculare, pe lângă fumăm, bem alcool, riscul de a dezvolta diverse cancere. Lucrurile nu sunt extrem de clare. De ce? Bine, se spune că e o predispoziție genetică, că sunt diversi factori. Dar de ce apare cancerul la un moment dat? Da? Se pare că toți acești factori despre care vorbim au o importanță. Mult mai des apare, deci în familia mea am făcut studiul ăsta. Străbunici 100 de ani, bunicii 90, părinții 80. Eu mă apropii cu viteză maximă de final, conform studiului de familie, ca să zic așa. Primii n-au ieșit din sat, au mâncat doar ce au pus cu mâna lor în brazdă și ce au recoltat. Hainele, toate, fără televizor, fără curent electric, fără benzină, fără stres, fără griji, fără rate la bancă, fără Maldive, fără cutare. Cred că nu știau, n-ar fi înțeles niciodată ce înseamnă depresia și stresul. Cu necazuri date de Dumnezeu. Copii, n-am făcut vacavițe. După care, chestia asta de la oraș a început să ne... Am în sertar, nu vreau să spun de unde l-am cumpărat acum, un calup de pâine feliată în celofan, de Paște face 2 ani. Este impecabil. Ca ochi, ca aspect. Mai am o bucată de parizer, am uitat-o pe aia într-un sertar, deci pot să joc basket cu ea după un an. Impecabilă. E normal să țin atâta timp? Sigur că nu e normal. Dar știți ce e foarte interesant? Că speranța de viață ar fi trebuit să crească, nu? În modul de față, sector medical performant, avem de toate. Și totuși, nu se întâmplă chiar așa. Adică mortalitatea... Pe plan mondial, da. În Europa, cumva, media de vârstă e ținută cu multe eforturi. Eu m-am uitat în Suedia, pe scara socială, am vrut să rămân în Suedia mai de mult. Deci, m-am simțit ultimul pe scara aia, pentru că așa era. Deci, pe primul loc în grija societății în Suedia este copilul, după care este femeia, după care este persoana cu dizabilități, după care este bătrânul, după care animalele și ultimii sunt bărbații. Vorbesc serios. Au rămas pe principiul vikingilor că un bărbat ajunge la... procreație, ca să zic așa, nu, fără dragoste. Dar un bărbat poate să prolifereze. Era un vecin acolo, pe scara de bloc, avea 98 de ani. Cred că la două zile veneau 6 salvări. Cu tub, ziceai că scafandrii toți, cu tuburi, cu alea. Îl puneau, îl aduceau înapoi acasă. Omul s-a încăpățânat să trăiască încă vreun an sau doi. Dar la ăla veneau 5-6 echipaje la primul telefon. Odată am zis și eu, m-a întrebat ăla, nu știam, engleză, cutare, a, zice, tu reziști până dimineață sau poți să vii pe picioare. Deci asta este clar. Investind în antibiotice, în astea, nu știu ce, tot felul de tratamente, cumva la vârsta asta îți dai seama de efortul pe care îl face o societate. Foarte bine, foarte bine, n-am nimic. Doamne ferește, să trăim și 500 de ani, să ne apropiem de vârstele biblice. 900 de ani sau 800 de ani. Dar probabil că dacă n-ar exista poluarea și stilul de viață cu fast food, etc., am trăit mai ușor și mai mult. Vă dați seama ce ar fi, domnul doctor, să trăim 900 de ani ca băia din Biblie? Eu cred că ei nu trăiau 900 de ani, dar se calcula probabil așa. Cine ar fi cei mai fericiți să trăim 700 de ani? Băncile!
facem un credit frumos pe 850 de ani cu dobândă de 4%. Doamne, am pus-o. Incredibil. Se face și asta este clar. Eu mi-am explicat atitudinea noastră ca medic, spre deosebire de alți confrați, dar nu zic spre deosebire, nu mi-e foarte clar mie cu conștiința medicului și a aparatului auxiliar dintr-un spital dacă e pro sau contra, în fine. Dumneavoastră credeți științific că vaccinul ajută? Da. Mai că de fiecare dată am încercat să spun ceea ce cred că e obiectivul principal sau lucrul cel mai important. Dacă mă întrebați acum ce cred că e cel mai important despre vaccin, răspunsul este că pentru mine, în momentul în care mă vaccinez, am o mare probabilitate să nu fac o formă severă, adică îmi salvez viața mai pe scurt. Okay. Dacă sunt și vulnerabil, cu atât mai mult. Dar antivacciniștii vin și spun, bine, bine, dar tu poți să fii purtător și să ne îmbolnăvești. Păi, pe voi ăștia care nu vă vaccinați. Un purtător vaccinat de virus pe alt vaccinat, poate nici nu simte sau nu-și dă seama. Nu, îl poate infecta și eu am spus de fiecare dată, eu dacă sunt vaccinat mă pot infecta și pot să transmit. Că sunt studii, că o fac într-o mai mică măsură, că e o perioadă mai scurtă, e altceva. Dar principalul lucru pe care îl spun este că eu nu voi face o formă severă. E ceea ce mă interesează, mai ales dacă am o anumită vârstă, am boli cronice. Să știți că în România sunt mai multe persoane vulnerabile decât am crede. Sunt chiar foarte mulți. O persoană de 45 de ani care e supraponderal și el se crede sănătos, dar de fapt are probabil foarte multe lucruri pe acolo, cardiovasculare, diabet, de care nu știe. El este o persoană vulnerabilă și, din păcate, poate să facă o formă severă dacă nu-i vaccinat. Deci, pentru mine, vaccinul înseamnă că mă protejează să fac o formă severă. Ok. Nu vreau să mă bag în disputa asta a societății pro sau contra, dar... Știți, fiecare parcă joacă un sport, așa, aruncă mingea, bine, bine, dar tu te vaccinezi, dar poți să porți și să-mi dai și mie care nu se vaccinează. Societatea găsește de cuvință, am fost acum în Austria, bă, altă metodă nu avem decât să impunem. Eu stau și mă gândesc, sunt vaccinat, mă duc în mall, că am voie, dar noi între noi, sau noi între noi nevaccinații, vrem să mergem și noi în mall, că libertatea omului, că nu știu ce zic. Ok, dar până la urmă, responsabilitatea față de tine sau față de copilul tău sau de soția ta îți spune... Eu am îngropat doi verișori și un unchi. De la țară, imunitate bună, nefumători. Da, acum, în ultimele 3 luni de zile. Adică ce m-a îngrijorat pe mine, unul a fost fumător, e adevărat, dar în general trăitor de la țară. Ultimul verișor, Victor, chiar nu mi iese la socoteală. Deci omul a trăit acolo puțin supărat, a rămas văduv acum câțiva ani. În fine, cumva într-un organism sănătos. Nu fac, nu mă duc, nu niciodată. Asta este... Mi-aduc aminte de o vorbă unuia într-un filmuleț de ăsta științific, zicea, domnule, nu suport să... La început a fost cu masca. Nu, liberă. Bă. Și unul de lângă el îi spunea, zice, crede-mă că prin scândurile de la Kosciuc se respiră chiar mai greu decât prin masca asta. Eu nu știu cât ține de libertatea individului sau... Dar credeți că o decizie radicală ca în Austria acum, fără verde, pal, la revedere, nu mai ești închis în casă? Eu cred că lucrurile genul ăsta de decizii n-ar, cu atât mai mult în România nu ar merge. Totdeauna am crezut că mesajul, problema, mesajele sunt cele care rezolvă, dar nu genul de obligativitate. Ar trebui să faci, bun, pentru că cineva îți spune sau puterea exemplului, adică de ce m-aș vaccina în condițiile în care la început nu sunt convins? Pentru că văd totuși un exemplu, mă uit în jurul meu și văd că vecinii de bloc, colegii de la serviciu, în momentul în care sunt vaccinați, au trecut cu bine și cum spuneați, alte exemple, cei care nu au fost vaccinați n-au mers bine. Ar trebui să mă uit eu singur, nu trebuie să mă uit neapărat la studii. Poate că nu mă pricep să mă uit, cetățean fiind. Dar pot să iau niște exemple. Dacă însă voi veni cu obligativitate, poate că rezolvă, dar vedeți care sunt mișcările, nu? Dacă ne uităm la partea socială.
Adică obligativitatea ar trebui cumva, dacă vorbim de obligativitate generală la nivelul populației, cum se întâmplă în Austria. Părerea mea e că în Austria efectul va fi că va crește vaccinarea. Ei având 65%, s-au gândit că e insuficient, că le trebuie peste 80%. Și probabil că în felul ăsta vor crește rata de vaccinare. Da, nu știu. Înțeleg toate lucrurile ca ființă umană. Libertatea individului, libertatea de circulație, libertatea de cutare, libertatea. Eu asta n-aș ști cum să o rezolv. Libertatea ta contra... Deodată lumea s-a împărțit în două. Libertatea unora și libertatea altora. Pe da, dar și cu vaccinul se moare. Ok. Dar și fără vaccin se moare. Și poți să țin așa la nesfârșit. La un moment dat trebuie intervenit într-un fel în care pace socială n-are cum să se facă, pentru că... Cu siguranță. Auzeam, de exemplu, niște argumente, mi s-au vrut puierile la început. Bă, dar nu vi se pare suspect că a apărut așa de repede? Dar oamenii nu sunt dispuși să înțeleagă că după vremea lui Koch mergeau cu corabia informațiile. Poate unul la un microscop în Berlin descoperea ceva și până ajungea în America treceau 6 luni. Și pe ăla până îi spunea și el răspunsul, mai treceau 6 luni. Acum cred că toate astea s-au pus mână de la mână și au zis, colega, cum e? Păi puțin apă, zahăr, sare. Ce mă amuză pe mine sunt ultra religioși, ca să zic așa, conspirație. Și aici am auzit iarăși o remarcă la cineva foarte... Bă, zice, Bill Gates ăsta înseamnă că și-a pus în cap să omoare toată Germania, toată Austria, toată America și să rămâne cu câțiva români, cu câțiva bulgari mai deștepți care... Păi adică și-a pus în cap, da, să salveze câțiva români antivacciniști și câțiva bulgari vrând să-i omoare. Tine, chiar ne... Păi nu mă interesează ce-i spai, ce nu-i spai, cum merge... Practic nu-mi dau seama, eu îmi reprezint fizic o treabă. Bă, unde dracu să circule un submarin mic cu informații să-mi crească mie solzi? Iar cea mai comică ați remarcat-o și noastră, că stupizenia o remarce din aserțiunile vracilor. Rămâi infertil până la a treia generație. Ori aici am izbucnit în râs. Păi dacă sunt infertil, de unde mai vine a doua și a treia generație? Și atunci am zis, ok. Păi cred că sunt înfiați, probabil. Plus că mulți antivacciniști apar documente că se vaccinează pe șest și așa mai departe, pentru că, evident, până la urmă, toți au nevoie de o masă electorală. Facebook-ul ăsta ne-a nebunit pe toți. Am 6 like-uri, 8 like-uri, jos. Fiecare descoperă ăla care a inventat, de fapt, Pfizer-ul. De fapt, el a venit și a mărturisit că e o porcărie. Ați observat că întotdeauna sunt foști angajați de la aceste companii, în momentul în care sunt dați afară, atunci, în momentul ăla, se întâmplă și vin cu niște adevăruri la companii. Da. Și oricum mesajele astea, genul de mesaje, văd că nu s-au schimbat după un an totuși de campanie. Adică sunt aceleași mesaje, care erau și la început acele lucruri. Pentru că, așa cum spunea Umberto Eco, orice imbecil a descoperit prin Facebook că poate să devină un filozof și ajunge un like. Deci asta este foarte clar. Dar nu mai există cineva dispus, dacă are un telefon mobil în mână, să zică, domnul savant, domnul doctor, domnul Nobel, domnul filozof, băi, cu tare, la culcare, băi, nenorocitule, băi, și e foarte, asta e un fenomen, îi scade Zuckerberg, nu mai poate opri. Ați avut cazuri de oameni veniți pe targă care au spus, vă rog, eu salvați-mă? Cu siguranță, se întâmplă zilnic. Nu atacăm secretul medical. Nu, oameni dintr-o tabără care să zică, domne, regret, vă rog, eu salvați-mă, am familie, am copii, am... 3 lucruri aș spune și astea sunt absolut din practică. Toți, în momentul în care au avut o formă medie sau severă de boală, dintre cei care nu erau vaccinați, au spus clar că se vor vaccina, lucru care poate fi ușor probat, absolut toți. 2. Din păcate, în România, în afară de partea cu vaccinarea, oamenii ajung târziu la spital. Apropo de modelul suedez. Cum se poate depista faza aia incipientă? În primul rând, trebuie să te testezi. Ori e clar că... La câte zile? Trebuie să te testezi când ai simptome, în primul rând. Ori marea problemă dacă e... Dacă suntem genetic diferiți și imuni diferiți, de unde știu eu la prima zmiorcăială că ar trebui să mă testez? Păi da, dacă sunt în pandemie și am niște simptome, mă gândesc că ar putea să fie infecția.
Care e marea problemă? Când aveam în fiecare zi 15 sau 20.000 de cazuri, de fapt, realitatea era că aveam 100, probabil. Deci de 5 ori mai mulți. Acei oameni rămân mult timp acasă, pentru că nu se testează, și ajung foarte târziu. Și ajung direct în terapie intensivă. E o realitate. Deci ăsta e al doilea element. Și al treilea, faptul că, într-adevăr, după părerea mea, ar fi trebuit să avem testarea extinsă și oamenii încă de la început să aibă un sistem prin care, dacă au o formă ușoară, sunt monitorizați acasă de către medicul de familie, sunt absolut de acord, să existe medicamentele antivirale în farmaciile deschise. Eu mă testez azi, da, și sunt ok. Dar poi mine pot să o iau de undeva. Nu, după mintea mea ar trebui să mă testez zilnic sau cum? Nu, nu. Mă refer la cei care au simptome. Nu, ok. Și fără simptome să mă păzesc. Nu, n-am cum. O dată pe săptămână, pe bani, plătesc. Și cu ce mă ajută? Mă testez acum și peste 3 minute am interacționat cu cineva și mă infectez. Și atunci, măcar o dată pe săptămână să mă duc să mă testez. Dacă nu vreau să mă vaccinez? Asta dacă vreau să fie o facilitate, că altfel nu mă ajută. Mai bine am grijă să nu mă infectez. Aflu că nici săptămâna asta n-am COVID. Păi da, dar am aflat, m-am testat acum. Și luni, mă duc în fiecare luni. Păi da, și peste 5 minute mă infectez. Că s-ar putea să fie târziu. Nu, nu neapărat. Nu. La 3 zile? Vorbim doar de testare. Testarea ar fi eficace la 3 zile atunci? Nu, eu aș spune în felul următor. În momentul în care am simptome, nu contează. Trebuie să mă gândesc că pot să am infecția. Ce înseamnă asimptomatic? Păi nu, asimptomatic nu are simptome. Dar l-are pe COVID. Da, da. Păi nu mă interesează cei care au simptome și stau acasă fără să testeze și vin după 10 zile la spital. Un asimptomatic poate să infecteze o comunitate? Poate să infecteze oamenii din jur, nu neapărat o comunitate. O comunitate, n-am zis din câți membri. Poate, 10, poate 20. Să infecteze. Sigur că riscul... Cu forme mai grave în funcție de genetica funcție și de... imunitatea fiecare. Exact, exact. Dar poate transmite virusul și aici e marea problemă față de alte situații. Pentru că s-a transmis ușor și atunci nu știi, cel care nu are simptome nu te poți feri de el, evident. Asta este o... am citit așa pe diagonală, mai nu sunt preocupat decât de persoana mea și de mica mea comunitate să ne sfătuim, să vedem cum rezistăm. Am 15 funii de usturoi înghesuite pe acolo, ies cât mai puțin, în fine. Dar pe când se trece la o chestiune? E aproape o pastilă? E aproape. Dar deja avem tratamente mai mult decât eficiente. De exemplu, hai să venim și cu veștile bune. Da. Anticorpii monoclonal cu cocktailul lui Trump există și în România. Cocktailul lui Trump. Cu președintele american. Fostul președinte? Fostul președinte. I-au făcut tot, bănuiesc, că el nu e în stare să-și facă un cocktail. Păi i-au făcut un grup de medici un cocktail? I-au făcut un cocktail când a fost infectat. De atunci au devenit cunoscuți anticorpii. Dar nu cu de-aia de la CAI sau cu nu știu ce. E, nu știu, nu, erau anticorpii pe bune. Și cu ce? E public deja? E mondial cocktailul ăsta? Da, dar anticorpii ăștia deja există în România. Există la Matei Balș și există multe spitale. Deci adică românii chiar înseamnă? Se pot trata. Eu vin mâine la dumneavoastră și zic, aplicați-mi metoda. El ce e? Tot un vaccin, o injecție? Nu, el e tratament. În momentul în care sunt... Dumneavoastră veniți la mine, da? Așa? Sunteți infectat și eu spun în felul următor. E o formă ușoară acum, sunteți la începutul bolii. Dar mă gândesc că poate aveți niște boli pe lângă, sunt niște probleme și poate o să faceți complicații. Facem anticorpii monoclonale, care înseamnă o perfuzie. Până mă puteți să rămâneți acasă, să fiți monitorizat de către medicul de familie și probabilitatea de a face o formă severă este extrem de mică. Este foarte interesant ce spuneți. Deci eu pot să mă gândesc acum ca circar că există cocktailul lui Macron, cocktailul lui Putin, cocktailul lui Angela Merkel, cocktailul reginei. Adică fiecare cu savanții ei. Sau e cumva un cocktail deja planetar? Bine, cocktailul cred că e pentru toți despre care spuneți. Dar a plecat de la președintele american. Interesant. Te gândești că la cel mai puternic om după planetă o fi pus să ia capul la contribuție să-i facă... Oricum, medicamentele toate vin din Statele Unite. Da? Cele importante. Cele mai multe. Și unii și alții zic că gata, gata, până în primăvară nu mai vă înțepăm, apare o pilulă. Da, dar niciodată... Ăla e un tratament... Și nu are nicio legătură cu prevenția prin vaccin. Dacă luăm o pilulă pe an, ca un antinevragic, ăla e. Adică să fie, de fapt, varianta unui vaccin care să fie administrat pe cale orală. Pe cale orală. Da, dar aici vorbim de tratamentele când mă infectez, să fiu sigur că nu fac complicații. Sau cât mai sigur. Deci, apropo, să știți că, apropo de pastile și de injecție, când am avut toată febră mare, medicul mi-a zis, bă, cel mai eficace e supozitorul.
Nu? Asta e și varianta aia. Degeaba nu, pe bune, de ce zice? Păi se asimilează mai repede. Corect. Da? E și discuția. Depinde, după caz. Dacă vorbiți, vreți să vă scădeți febra, da. Păi nu, pe fund, nu pe... Adică... Păi nu, pe fund, da, am înțeles, da. Da. Cum, după cum varianta injectabilă, întotdeauna se consideră că dacă nu iau ceva injectabil, nu mă ajută pe cale orală. E mai... Da, da, ăla intră în sânge, în mușchi, nu știu ce vaccinul. Supozitorul... Păi și ăla se absorbe. Contează. E doar calea diferită, da. Păi mie se absorbe mai repede dacă înghit ceva. Nu. Nu? Nu. Mă rog, trebuie să studiez puțin fenomenul. De ce unii preferă să înghită, unii preferă supozitoare și unii preferă... De ce râzi, mă, moșule? Intramusculare. În fine. E important să înțelegem într-o formă sau alta că avem toate libertățile din lume, mai puțin una. Libertatea noastră să o extindem asupra altora cu efecte negative. Asta nu, cu asta nu sunt de acord. Vă mulțumesc frumos, a fost o, și îmi face plăcere să ne vedem de câte ori aveți timp. Mulțumesc frumos! Întă plăcere! Doamnelor și domnilor, sunt în măsură să vă anunț că urmează publicitate. Dragii mei, iată-ne din nou împreună în fața celui de-al doilea joc, ca să spun așa, al serii. Dar de fapt nu ca să spun așa, ci chiar așa îi spun. Celul de-al doilea joc al serii, nu? Asta dacă dumneavoastră, bineînțeles... Ia mai zici și tu, ia să vedem. Dacă ați dat SMS la 1789 cu textul concurs... În românește. Păi? Nu în suceavenește. Păi în românește, nu? Ia, te rog, răia. Dacă ați dat SMS la 1789 cu textul concurs... Aveți șansa de a participa la extragerea unor premii foarte, 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 foarte tari. Știi cu ce rimează concurs? Nu. Cu vânătoare de urs. Da. Aha. Deci, ceea ce nu ne dorim, pentru că noi așa, noi suntem iubitori și ocrotitori de animale. Până când astea dau iama în oraș și ne sfârtăcă. Deci, avem în vedere că v-ați înscris la 1789 și acum să vedem dacă robotul telefonic a găsit pe cineva acasă, la întâmplare. Bună seara! Alo, bună seara! Măi, dar bărbații sunt mai casnici decât doamnele. Bună seara, cum vă numiți? Adrian sunt. Adrian, perfect. Chiar aveam așa senzația, zic că trebuie să sune Adrian. De unde, așa, o zonă geografică? De unde credeți? Tecuci Galați, sudul Moldovei. Muștar. Exact. Anca Serea. Avem cel puțin trei producători. Anca Serea, întâmplător, mi-a fost vecină, locuiește la două străzi de mine. A locuit, pardon. Singurele două străzi din Tecuci, mă gândesc, nu? Sunt câteva de numai. Dar de ce oare eu din Timișoara fiind și acolo când eram mici se zicea, unde te duci? La Tecuci. La Tecuci. Ce să faci? Cozonaci. Are o bază reală chestia asta cu cozonaci? Mergeai la Tecuci ca să faci, uite așa un câr de milioane de oameni, unde mergeți, mă? A, la Tecuci. A, știu, să faceți cozonaci. Se făceau, e o tradiție sau care e problema? De cozonaci nu știu neapărat, dar în schimb avem tradiție în domeniul legumiculturii și a conservelor, de carne, de legume, de fructe. Stita comună matca. Exact, și barcea. Perfect, deci extraordinar, niște oameni extraordinari acolo. Așa este, într-adevăr, hectare, hectare, deci oamenii își taie din pământul de casă și din casă ca să facă sere pe unde apuc. Așa este. Domnul Adrian, un număr norocos. Să începem cu doi. Să începem, adică... Prietenii noștri de la Altex, iată, v-au oferit, fără niciun efort prea mare, ca să zic așa, o tabletă
How away. Aveți ce să faceți dumneavoastră cu ea? Aveți copii, nepoței? Am și nepoți. Bravo, dar prinde bine o tabletă acușa, nu? Evident. Cât de cât, color cred că este. Deci, mulțumim încă o dată prietenilor noștri de Altex, dragi prieteni. Și cu ocazia asta, avem, rămâneți acolo și să vă nu spună... Nu vreți să întoarcem astea? Ba da, pardon, iartă-mă. Bam, iată unde erau bănișorii. Deci, pentru că am pomenit de prietenii noștri, avem un spot, atmosferă perfectă. Dragilor, dacă v-ați întrebat întotdeauna ce înseamnă sau cine ar putea întruchipa cele două personaje principale din Fata Babei și Fata Moșului. Doamne, direct din basme venită în această seară la noi, Fata Babei, ca să zic așa, adică a Babei. Ana Maria, frumoasă de pică și cântă și mai și. Ana Maria! Să vedem, Ana Maria, tocmai de alea și îți mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc, sunt tare încântată că mă aflu în această seară alături de dumneavoastră și alături de acest band care mi-a făcut așa o primire. N-am mai avut parte de mult de o primire atât de frumoasă. Te rog frumos, eu sunt chiar moșul, sunt supărat că a venit doar fata Babi. Să vină și fata moșului data viitoare. Păi eu sunt doi în unu, să știți. Perfect, te ascultăm. Și badea ăsta nu-mi dă pași, și badea ăsta nu-mi dă pași, of, și iar of. Nimic nu îi mai convine și se tot leagă de mine, și se tot leagă de mine, of, și iar of. B-am zis și că nu-s bună, of, măi, badea dragă, ba că n-am gătit de-o lună. Cu treaba n-am terminat, of, măi, badea dragă, dar îmi arde de jucat, măi. Auzi, badea, ia mai lasă-mă-n pași. Du-te cu șiniți-o plași, măi. Țăfnoasă de vorbile lui, nu-mi pasă de vorbile lui, nu-mi pasă, of, și iar of. N-are decât să se ducă, să se însoare cu urât, să se însoare cu urât, of, și iar of. Că eu sunt fată frumoasă, of, măi, bade dragă și bună și drăgăstoasă. Noi fi mari gospodină, of, măi, bade dragă, las ca floarea din grădină, măi. Auzi, bade, ia mai lasă-mă în pașii. Du-te cu șiniți-o plași, măi. Asta-s eu și deloc nu-mi pari rău, dar și deloc nu-mi pari rău, of, și iar of. Dacă acum nu-ți mai place, ia mai lasă-mă în pași, ia mai lasă-mă în pași, of, și iar of. Dar uită-te, bădiță, bine, of, măi, bade dragă, nu găsești alta ca mine. Și când dorut eu lua, of, măi, bade dragă, hai să nu bați la ușa mea. Auzi, bade, ia mai lasă-mă în pași. Du-te cu șiniți-o plași, măi. El e supărat, de prinsat eu am aflat, de prinsat eu am aflat, of, și iar of. Că-ar mai vrea să-i fiu iubit, dar să fac treabă mai mult, dar să fac treabă mai mult, of, și iar of. Măi, băieti, fii cu minte, of, măi, bade dragă și ia-ți gândul de la mine. Nu mă schimb eu când vrei tu, of, măi, bade dragă, du-te la alta de-amu. Auzi, bade, ia mai lasă-mă în pace. Du-te
cricuși, nițoplașii, măi! Du-te tu la măta mare, cât o faci de mâncare, și o să ai un trai mai bun, dar rămâi flacă bătrân! Oh! Doamnelor și domnilor, lăsați-mă să zic ceva! Deci, spuneți. Extraordinar! Moldoveneștile astea sunt mai iuți ca orice ritm după lumea asta. Și cântat de o frumușică. Vă mulțumim frumos, dragi prieteni, pe mâine seară la orele 20. Pa! Vă pup! O seară frumoasă! Acest program poate fi urmărit și pe Prima Play.